Am văzut că și în Parlament, atât cei de la UR cât și cei de la PSD au venit cu pancarte, cu tot felul de pancarte și chiar la început, când și a început pledoaria domnul Cățu, au început să huituie sau știu că a intervenit domnul Orban și i-a trimis pe teren. Deci, democrația înseamnă crearea unei majorități. Democrația mai înseamnă respectul situației de fapt. E adevărat că dacă discutăm din perspectiva intereselor partidelor pe termen lung, e bine că opoziția să se poziționeze împotriva guvernului și e bine ca guvernul să-și vadă de treabă. Evident, dacă poate, să dialogueze cu opoziția. În situația noastră este cât se poate de evident că PSD-ul a înțeles că nu poate încurca izolarea guvernului și cu mici excepții a reacționat firesc. AUR, care este un partid nou, fără experiență parlamentară, și-au continuat partea de campanie electorală în Parlamentul României. De asta a ajuns la pancarte și la alte lucruri.